Problema probelor. Miracole sunt lucruri ciudate. În primul rând, ele par a fi, în general, lucruri din trecut. Un trecut îndepărtat. Pur și simplu nu mai avem parte de miracole. Desigur, există însănătoșiri miraculoase după boli și vindecări și regăsirea miraculoasă a copiilor pierduți. Dar acestea au explicații cu totul naturale. Presupusa lor natură miraculoasă nu poate fi niciodată dovedită. Mă refer la genul de miracole mărețe și glorioase. Despărțirea mărilor, voci care răsună din cer, învierea morților, transformări fizice la scară largă, furtuni care încetează la comandă, astfel de lucruri ar fi într-adevăr foarte impresionante și totuși, din anumite motive, se pare că nu se mai întâmplă de atunci. Și nu se mai întâmpla niciodată de atunci. De altfel, avem motive evidente să ne îndoim că acestea s-au întâmplat vreodată. Gerd Ludermann, cercetător preeminent al lui Isus, a crescut ca un creștin credincios, dar mai târziu a ajuns să se îndoiască de povestea convențională, în special de miracole. În ceea ce privește poveștile miraculoase, el spune: astăzi este în general recunoscut faptul că numeroase cuvinte și acțiuni i-au fost atribuite acestui Isus, abia după moartea sa. În prezent nimeni nu mai acceptă cu seriozitate că Isus a mers pe mare, că a potolit o furtună, că a mulțit pâinea, că a transformat apa în vin și a înviat morții. Mai degrabă, aceste acțiuni au fost inventate și atribuite unui personaj imaginar numit Isus, doar după moartea sa sau după presupusa sa înviere, pentru a-i spori importanța în ochii oamenilor obișnuiți. Am dorit să știm cine a adăugat aceste cuvinte și fapte la povestea lui Isus, când și de ce. Un al doilea fapt despre miracole este că în multe cazuri ele sunt ca și curcubeele. Apar și apoi dispar fără urmă. Sau cel puțin în timp, toate dovezile posibile ale acestora dispar. Deci nu există nicio dovadă de existența lui Isus. 260 de cronicari din timpul lui și după el, din secolul I, nu a mărturisit nimeni nimic niciodată și nu se poate așa ceva. Un fenomen așa de mare să nu fie documentat de nimeni. Este foarte ușor să presupui miracole în trecut când toate urmele de dovezi au dispărut. Să luăm de exemplu Fecioara Maria. Cum am putea demonstra că era virgină când l-a născut pe Iisus? Nu avem nicio speranță de a dovedi așa ceva vreodată, într-un fel sau altul. Chiar dacă am avea rămășițele ei corporale complete, nu am putea dovedi sau infirma virginitatea ei. Această situație este desigur foarte convenabilă pentru cei care promovează povestea convențională. Este foarte util să poți face afirmații care nu pot fi niciodată infirmate sau confirmate. Din păcate, majoritatea miracolelor lui Isus sunt de acest fel. Nu există nicio dovadă imaginabilă care să le dovedească sau să le infirme. Oamenii înviați din morți, în cele din urmă, presupun mor oricum din nou. Oamenii vindecați în mod divin nu au probabil cicatrici miraculoase sau alte urme ale vindecărilor miraculoase. Rămășițele fizice sunt aproape inexistente. De fapt, acest lucru ar putea să fie aproape ca o definiție a unui miracol, ceea ce nu lasă urme. De mii de ani, nimeni nu a mai repetat asemenea miracole. Cel mai bun lucru pe care îl putem spera în astfel de cazuri este coraborarea. Adică o altă persoană, un observator independent, imparțial sau chiar părtinitor, care să acționeze ca martor. Aceasta nu este o dovadă, dar este cel puțin un fel de dovadă de susținere. Fiecare dintre miracolele lui Iisus a avut cel puțin un martor, cineva care teoretic ar fi putut scrie, vorbi sau consemna în alt mod ceea ce a văzut. Unele dintre minuni au avut mai mulți martori, altele mii. Au existat foarte, foarte multe posibilități de documentare a miracolelor și totuși nu există nimic. Să aruncăm o privire asupra câtorva miracole specifice pentru a înțelege mai bine problema dovezilor. În afară de nașterea din Fecioară, sau mai degrabă concepția despre Fecioară, primul miracol al lui Iisus a fost steaua din Betlehem.
Cunoaștem povestea, o stea apare la răsărit și îi ghidează pe cei trei magi spre ieslea în care zăcea pruncul Iisus. Această poveste simplă este plină de probleme. Prima este un fel de problemă cronologică. Pavel nu menționează niciodată steaua, nici Betleemul, nici nimic despre nașterea lui Iisus. Prima Evanghelie, Marcu, nu menționează nici steaua, nici nașterea. În schimb, începe chiar cu Iisus adult. Steaua nu apare în Luca și nu apare nici în Ioan. Singurul loc în care apare este în Evanghelia lui Matei, scrisă la aproximativ 85 de ani după presupusul eveniment. Numai acest fapt pledează împotriva veridicității sale. Periodic, de-a lungul secolelor, astronomii și oamenii de știință au speculat că un fel de eveniment natural neobișnuit ar fi putut da naștere poveștii stelei. Au fost presupuse meteoriți, comete, supernove și conjuncții planetare, adică două planete atât de apropiate încât apar ca un singur obiect. Dar, dacă o stea miraculoasă sau un corp luminos ar fi apărut în ceruri, ca un eveniment ceresc, real, altcineva ar fi documentat acest lucru imediat. Astronomii antici au făcut lucruri similare timp de milenii. Eclipsele au fost documentate încă din anul 2000 sau 3000 înainte de Hristos. Cometa Halley a fost documentată în China în anul 240 înainte de Hristos și din nou de către babiloneni în anul 164 înainte de Hristos. Chinezii au documentat o supernovă în anul 185 după Hristos, dar nimic în jurul anului 0. Cu toate acestea existau doi candidați plauzibili. Unul a fost o stea de mătură, probabil o cometă, pe care chinezii au înregistrat-o în anul 5 înainte de Hristos și care, în mod tradițional, era un semn al unei nenorociri iminente, nu al nașterii unui salvator. Celălalt eveniment a fost o conjuncție a lui Jupiter și Venus în vara anului 3 înainte de Hristos, care a persistat interminent timp de aproape un an. Dar două planete alăturate, deși interesante cu greu, ar fi putut fi un eveniment cosmic cutremurător. În plus avem faptul jenant de evident că nu se poate urmări o stea cu siguranță nu până la un anumit punct de pe Pământ. Stelele sau orice obiect ceresc se deplasează pe parcursul nopții pe măsură ce Pământul se rotește. Steaua care se află mai întâi la est va fi în curând, poate, deasupra capului tău, iar mai târziu la vest. A urmări această stea ar însemna să mergi în cerc. Și chiar dacă cineva ar lua o vedere instantanee a unei stele și s-ar deplasa în acea direcție, aceasta, desigur, nu te-ar putea direcționa către un loc anume. În cel mai bun caz, mergi pur și simplu în linie dreaptă. Povestea nu are niciun sens, absolut niciun sens. Poate că, așa cum au spus unii, întregul incident cu steaua a fost o ficțiune pioasă. Cu siguranță nu este niciun rău, cu excepția cazului în care a fost doar primul din multe alte rele pe care le-a făcut Noul Testament. Bărbații miraculoși. Să trecem acum la miracolele specifice săvârșite de Iisus. În funcție de modul în care le numărăm, există ceva de genul 3-6 de minuni specifice, după care se afirmă că ar fi fost făcute de El, toate înregistrate în cele patru evanghelii. În funcție de evanghelie, cifrele sunt următoare. Marcu 19 minuni, Matei 22 de minuni, Luca 21 de minuni, Ioan 8 minuni. Rețineți că multe dintre ele se suprapun diferite evanghelii înregistrând același miracol. Putem împărți cele 3-6 de minuni în 3 categorii: învieri din morți 3, vindecări 24 și evenimente naturale 9. Toate acestea sunt enumerate în anexă. Observăm câteva tendințe interesante. Marcu, de exemplu, are doar o singură înviere a morților, fiica lui Iair. Matei repetă acest lucru, la fel și Luca, dar mai adaugă una, fiul văduvei. Ioan, dintr-un motiv oarecare, le ignoră pe amândouă, dar vine cu una nouă, celebra poveste cu Lazar. Este ciudat cum cea mai frumoasă poveste de înviere a morților apare abia în ultima evanghelie, la 60 de ani după presupusul eveniment, ceea ce este absurd. Marcu relatează 13 vindecări miraculoase care includ exorcizări. Matei repetă 11 dintre acestea și apoi adaugă 4 noi. Luca acoperă 12 dintre miracolele lui Marcu, Matei, dar apoi adaugă alte 4 ale sale.
Ioan, în mod inexplicabil, ignoră toate minunile de vindecare anterioare, dar apoi descrie trei minuni de vindecare complet noi. Este o poveste similară cu miracolele naturii. Marcu are 5, Matei le repetă și apoi adaugă unul al său, Luca acoperă două dintre cele anterioare, apoi adaugă una nouă, Ioan include două miracole vechi, dar apoi adaugă două noi. Ce trebuie să înțelegem din asta? Oare poveștile cu minuni nu prea au avut succes pe atunci? Mai ales ne amintim deoarece toate aceste documente au fost scrise la 40 de ani sau mai mult după răstignire. Au simțit oare scriitorii nevoia să mărească numărul miracolelor de-a lungul timpului pentru a face povestea lui Iisus un pic mai bună? Sau de a lua eventuale evenimente obișnuite și de a le face extraordinare? În mod uimitor, nu doar Iisus face minuni. Cred că mulți ar fi surprins să afle că Pavel, Petru și de fapt toți apostolii le-au făcut. Cele ale lui Pavel sunt documentate în Faptele Apostolilor, acolo citim că îl face orb pe un om, vindecă bolnavi și chiar învie morți. În general, Pavel a făcut minuni extraordinare și într-adevăr era văzut ca un zeu, cel puțin de către Luca, presupusul autor al Faptelor. La rândul său, Petru a mers pe apă, a vindecat bolnavi, a înviat morți, la fel ca și Iisus. Apostolul Filip i-a vindecat pe bolnavi o mulțime. În general, toți apostolii au făcut semne și minuni. Iar în Matei citim că Iisus le-a dat instrucțiuni specifice apostolilor săi să vindece bolnavii, să învieze morții, să curețe leproșii, să scoată demonii. O adevărată sarcină pe care Iisus a pus-o la picioarele lor. Acum dovezi care dispar. Dar permiteți-mi să mă întorc la problema problemelor. Cel mai multe dintre miracolele lui Iisus au avut loc în fața unui număr mic de oameni. În unele cazuri, doar unul singur. Cu toate acestea, fiecare martor a avut apoi ocazia de a spune povestea, de a o scrie sau de a grava ceva în piatră. Imaginați-vă interesul de astăzi, de exemplu, pentru găsirea pietrei de mormânt a lui Lazar. Aici zace Lazar, a murit la vârsta de 40 de ani, înviat din morți de Iisus Hristos, a murit din nou la 78 de ani. Sau ceva asemănător. Asta nu este o dovadă, dar ar fi o dovadă convingătoare. Dar nu există așa ceva. Oamenii de atunci erau simpli fermieri și pescari, în mare parte needucați. Nu știau să scrie, nu știau carte, nimic, spune creștinul. Poate, dar cineva știa să scrie pe atunci. Mulți știau și nu ar fi fost imposibil să povestești un miracol unui scriitor cunoscut și de încredere. Dar, din nou, nicio persoană nu a făcut acest lucru, ceea ce este imposibil. Ești martor unui miracol și nu îl mărturisești unui cronicar. Unele dintre minuni au avut mai mulți martori, exemplu principal fiind povestea peștilor și pâinilor. Puțini oameni își dau seama că au existat de fapt două astfel de incidente. Marcu ne spune mai întâi că Iisus a hrănit 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești. Apoi, puțin mai târziu, Marcu informează că a hrănit aproximativ 4.000 de oameni cu 7 pâini și câțiva peștișori. Prin urmare, avem 9.000 de martori ai unui miracol. Cu siguranță că unii dintre acești oameni, poate mulți, ar fi documentat cumva evenimentul, chiar dacă erau țărani analfabeți. Tot cunoșteau rabini sau alți oameni care știau să scrie. Și potrivit lui Ioan, ei au povestit unor astfel de oameni. El scrie că fariseii erau îngrijorați de toate minunile. Ce trebuie să facem? Pentru că omul acesta face multe semne. Dacă îl lăsăm să continue așa, toți vor crede în el. Iar romanii vor veni și vor distruge atât locul nostru sfânt, cât și națiunea noastră. Ioan, acest lucru este revelator. Masele știau despre minuni. Evrei de elită știau despre ele și cu siguranță romanii locale auziseră cel puțin zvonuri și totuși nimeni nu a documentat nimic. Ideea merită repetată.
În timpul întregii vieți a lui Iisus, de la anul 3 înainte Hristos până în anul 30 după Hristos, nicio persoană, niciun creștin, niciun evreu, niciun roman, niciun grec nu a scris nimic despre minunile, despre ceea ce a spus Iisus sau despre ceea ce au făcut adepții săi. Nimeni, dar nimeni, nu a scris nimic. Este ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic extraordinar. Acest lucru ar fi aproape imposibil dacă povestea lui Iisus ar fi fost adevărată. Luați în considerare situația lui Pontius Pilat, iată-l aici, guvernator al Palestinei, situat la aproximativ 1400 de mile de Roma, în linie dreaptă. El are deja mâinile ocupate cu evreii rebeli. Se străduiește să mențină ordinea când apare Fiul lui Dumnezeu, un evreu care face tot felul de minuni. Fără îndoială, el ar fi scris cu furie la Roma, cerând ajutor, sfaturi, centurioni, suplimentari, orice. Romanii erau excelenți păstrători de arhive. Cu siguranță, orice scrisoare atât de uimitoare ar fi supraviețuit. Și totuși nu avem nimic, 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 niciuna. Pilat, cel puțin, nu știa nimic extraordinar. În aceeași perioadă a trăit un filozof evreu celebru, Filon, născut în jurul anului 20 înainte Hristos și, prin urmare, era deja adult în momentul în care a apărut steaua de la Betlehem. A trăit cu mult după răstignire, murind în jurul anului 50 după Hristos. Ar fi fost omul ideal pentru a consemna totul despre un făcător de minuni și salvator evreu. A scris aproximativ 40 de eseuri individuale, care acum umplu 7 volume. Cu toate acestea, el nu spune niciun cuvânt despre Iisus sau despre mișcarea creștină. Situația devine și mai gravă. În următorii 20 de ani de la răstignire, tot nu avem nicio dovadă. Între anii 30 și 50 după Hristos nu a supraviețuit niciun lucru care să-l documenteze pe Iisus că ar fi existat vreodată sau minunile sale. Nici o scrisoare, nici o carte, nici o gravură, nimic, nimic. Nimic de către evrei, nimic de către creștini, nimic de către romani, nimic. Acest lucru este absolut inexplicabil dacă povestea lui Iisus este adevărată. Pe de altă parte, dacă Iisus a fost doar un insurecționist minor care a fost executat într-o zi, nu este deloc surprinzător că nu a rămas nimic. De fapt, este exact ceea ce ne-am aștepta. Și totuși este și mai rău. Știm că începând cu anul 50 avem câteva scrisori ale lui Pavel. Aceste scrisori sunt terminate când Pavel moare, prin anul 70. Acum, bineînțeles, scrisorile sale nu pot conta ca dovezi, pentru că tocmai relatările sale despre Iisus sunt cele pe care încercăm să le validăm. În afară de scrisorile lui Pavel, între anii 50 și 70 nu avem nicio dovadă. Nimic de la alți creștini, nimic de la evrei, nimic de la romani, nimic. Și încă se răutățește situația. Evangheliile au apărut între anii 70 și mijlocul anilor 90, dar nici ele nu pot conta ca dovezi pentru că tocmai aceste documente au nevoie de confirmare și nu există nicio confirmare. Deci nu există nicio confirmare. În afară de cele patru evanghelii din 70 până la jumătatea anilor 90, nu avem încă nicio dovadă care să se confirme. În concluzie, pentru întreaga perioadă a erei creștine timpurii, adică de la anul 3 înainte de Hristos până la mijlocul anilor 90 după Hristos, nu avem nicio dovadă care să confirme că cineva să fi fost parte a noii religii. Nu există nici măcar o fărâmă de nimic. Documente, scrisori, sculpturi în piatră, scrieri, nimic, nimic. Este greu de supraestimat importanța acestei probleme. Numai acest fapt argumentează o imensă inconsecvență și minciună în legătură cu relatarea biblică. O mare farsă. Când sunt confruntați cu această situație condamnabilă, apologeții creștini, apologetul este persoana care se angajează în mod regulat în studiu și practica apologeticii, la rândul ei apologetica este studiu și practica apărării unui sistem de crezuri, în cazul nostru al credinței creștine biblice. Cuvintele acestea derivă din grecescul apologia, apărare, și apologeo, a apăra. Cuvântul grecesc se găsește în 1 Petru, textul în mod obișnuit
obișnuit folosit pentru a inspira apologetica. Scopul apologeticii este de a oferi rațiuni sau argumente în sprijinul crezurilor creștine. Aceste argumente pot să fie defensive când se răspunde obiecțiilor aduse credinții creștine, de exemplu, de ce îngăduie Dumnezeu rău? Fie ofensive când se aduce o pledoarie în favoarea crezurilor creștine, de exemplu, profețiile împlinite sau dovezile învierii lui Iisus. Oricine ia în serios studiul și practica apologeticii poate fi numit un apologet. Desigur, există unii care sunt deosebit de înzestrați și dăruiți pentru această lucrare. Și într-un sens restrâns, la astfel de oameni ne gândim când vorbim de apologeți. Dar, într-un sens mai larg, îl putem parafraza pe Moise spunând că nu am vrea ca toți creștinii să fie niște adevărați apologeți. Au de obicei două scuze. Prima, toate dovezile au fost pierdute. Desigur, acest lucru este teoretic posibil, dar este extrem, extrem de greu de crezut. Un corp de materie format cu siguranță din sute sau mii, inclusiv copii de documente contemporane care citează minunile lui Iisus, unele scrieri de prieteni, altele de dușman, altele de trecători neutri, toate pierdute în istorie. Nimic nu a rămas. Și este imposibil. Asta în ciuda faptului că nenumărați istorici, cercetători, jurnaliști și alții au căutat din greu timp de 2000 de ani. Acest lucru este aproape imposibil. A doua scuză, toate documentele din acea vreme au fost reprimate sau distruse, fie de către evrei, fie de către romani. Este posibil ca atât evreii cât și romanii, toți, să fi fost atât de șocați de apariția acestei minciuni, încât amândoi au considerat că este un fel de secret de nedescris despre care nu trebuie să se scrie sau să se vorbească niciodată și ca toate dovezile rămase să fie complet distruse, evreii poate aveau ceva de temut în acest Iisus, dar nu erau atât de speriați încât să nu poată insista pentru execuția lui. Și odată ce a apărut și și-au dat seama atunci de ce amploarea crimeilor și au jurat să nu spună sau să nu scrie nimic. Dar romanii, în special cei din capitala imperială Roma, nu s-ar fi lăsat atât de intimidați. Ei nu credeau în superstițiile evreilor și cu siguranță nu ar fi acordat nicio importanță unor presupuse miracole sau învieri al unui personaj fictiv. Orice scrisori panicate de la Pilat ar fi primit răspunsuri calme și pragmatice. Nici măcar Pilat nu ar fi fost prea impresionat. Odată ce Iisus din Nazaret a fost executat, era gata și dispărut pentru totdeauna. Simplul fapt al răstignirii sale a dovedit tuturor romanilor că nu era un om miraculos, nu era Fiul lui Dumnezeu. Probabil că ar fi existat câteva scrisori finale de caz închis, adresate Romei, și asta ar fi fost tot. Cu siguranță nu ar fi existat o suprimare în masă sau distrugere în masă a dovezilor. Romanii nu aveau niciun motiv să distrugă dovezile și să facă acest lucru. Și nu numai oficialii guvernamentali ar fi fost cei care au scris. Mulți intelectuali importanți ai vremii ar fi fost cu siguranță în măsură să documenteze venirea lui Dumnezeu. Oameni precum Petronius, Seneca, Marțian și Quintilian au trăit cu toții în perioada imediat următoare a crucificării și ar fi fost în situația ideală pentru a scrie despre viața extraordinară a lui Iisus. La fel și Filon, filozoful evreu, așa cum am notat mai sus. Și totuși niciunul dintre acești oameni nu a scris un cuvânt despre el. Și în afară de romani și evrei, au existat multe părți neutre care ar fi putut face comentarii. Fenicienii, perșii, egiptenii, grecii, toți, dar toți, nu aveau niciun interes în povestea creștină. Și astfel ar fi putut scrie cu ușurință despre presupusele miracole, dacă ar fi existat, dar niciunul dintre ei nu a făcut-o. Trebuie să concluzionez așadar că nici scuza a pietrei, nici cea a reprezentării nu sunt valabile. Pur și simplu nu este posibil ca un astfel de eveniment monumental care a creat o religie să se fi produs și totuși să nu fi rămas nici măcar o fărâmă de documente din acea perioadă. Singura concluzie rezonabilă este că nu a existat niciodată astfel de miracole și nu a existat niciun personaj numit Iisus. Problema cronologiei.
Având în vedere cele de mai sus, am putea fi scuzați dacă am crede că nu există nicio dovadă care să confirme existența unei mișcări creștine timpurii. Dar, bineînțeles, acest lucru nu este adevărat. Există dovezi, împreună cu date destul de bine acceptate. Problema pentru creștini este că nu este deloc ceea ce ne-am aștepta. În loc să ajute, dovezile pe care le deține sunt de fapt în detrimentul cauzelor. Dovezile actuale indică mai mult spre o explicație de farsă. Iar reamintim că primele dovezi documentate sunt scrisorile lui Pavel, care datează din jurul anului 50 după Hristos până la moartea sa la sfârșitul anilor 60. Urmează Evangheliile, Marcu, Matei și Luca și Ioan. Datele lui Pavel sunt de așteptat, având în vedere că el a fost fondatorul mișcării. Pare totuși ciudat că primii săi 20 de ani sunt pierduți fără nicio scrisoare sau altă documentație. Poate că cea mai mare parte a activității sale timpurii a fost locală, nefiind nevoie de scrisori, sau poate că era atât de puțin cunoscut, încât nimeni nu a simțit nevoia de a-i salva corespondența. Dacă noua sa biserică a început să se răspândească la nivel mondial, în jurul anului 50, atunci ar trebui să ne așteptăm pe bună dreptate să vedem ceva documentație și o vedem. Cronologia lui Pavel nu ridică probleme serioase, în afară de faptul că scrisorile apar la 2 sau 3 decenii după răstignire. Evangheliile însă sunt foarte problematice pentru creștini. Luați în considerare această întrebare evidentă. De ce i-a luat cuiva aproape 40 de ani să scrie ceea ce a spus Iisus? Nu ar fi fost acesta primul lucru pe care cineva l-ar fi făcut, odată ce ar fi fost clar că a înviat din morți? Dar cei 11 ucenici, apostoli, supraviețuitori ai săi, fără a-l include pe Iuda, desigur, fiecare dintre ei ar fi trebuit să fie furios, documentând fiecare cuvânt, fiecare sunet pe care și-l puteau aminti de pe buzele Mântuitorului lor. Ar fi trebuit să existe 11 evanghelii bine scrise, complete și coerente în decurs de un an de la moartea lui Iisus. În loc de asta nu avem nimic. 11 bărbați, acum apostoli, mai mult sau mai puțin dispar de pe fața pământului. Nici o scrisoare, nici o carte, nici o gravură, nici o piatră de mormânt, nici o poveste de viață, nimic. Apoi vine Pavel și el nu ne oferă nimic despre viața lui Iisus. Nu. Trebuie să așteptăm 40 de ani de la moartea lui Iisus pentru ca Marcu să documenteze istoria vieții și învățăturilor sale. 40 de ani de la moarte și 70 de ani de la naștere. După toate mărturiile, Marcu nu l-a cunoscut și nu l-a întâlnit niciodată pe Iisus. Prin urmare, toate informațiile pe care le are sunt obținute la mâna a doua, a treia sau a patra. Din auzite. Dacă informațiile au fost scrise, ele s-au pierdut. Dacă nu au fost scrise deloc, atunci a fost susținută pe cale orală, iar aceasta este o metodă de transmitere notorie și absolut nesigură. Ne putem imagina cu ușurință poveștile despre un rabin carismatic care după moartea sa a devenit un rabin divin, apoi unul iubit de Dumnezeu, apoi asemănător cu Dumnezeu, apoi chiar Dumnezeu însuși, pe măsură ce poveștile au fost transmise mai departe din gură în gură. În esență, nu avem nicio modalitate de a determina cât de exact este Marcu și avem motive întemeiate să credem că este foarte alterat. Poate că se concentrează în jurul unui nucleu de informații mai degrabă obișnuite despre un Iisus din Nazaret, mai degrabă obișnuit, celelalte evanghelii fiind mai târzii în timp. Au și mai puține șanse de a fi fiabile. Dar este și mai rău. Datele pe care le avem pentru cele 4 evanghelii citate mai sus sunt conjecturi bazate pe manuscrise și fragmente mult mai târzii. Nu este ca și cum am avea un Marc original din anul 70 sau un Luca original din anul 85, nici pe departe. Cea mai veche porțiune existentă a lui Marcu este fragmentul P45 de la Chester Beatty, care include aproximativ jumătate din Evanghelie. Datează din anul
250. Nu avem nicio idee despre câte schimbări, erori de transcriere sau alte modificări au putut apărea în cei 180 de ani care au trecut între timp. Cea mai veche copie integrală a lui Marcu provine din Codexul Vaticanului, care este chiar mai târziu, datând din jurul anului 350. Așadar, jumătate din Marcu nu a suferit modificări necunoscute timp de 180 de ani, iar cealaltă jumătate timp de 280 de ani. Și totuși se așteaptă de la noi să avem încredere deplină în acest document ca fiind cuvântul literal al lui Dumnezeu. Cel mai vechi fragment al vreunei evanghelii vine din Rilanz, papirusul P52 al bibliotecii Rilanz, cunoscut și sub numele de fragmentul St. John's și cu referința de acces papirus Rilanz Greek 457. Este un fragment dintr-un codex de papirus care măsoară doar 3,5 pe 2,5 inci la cea mai mare lățime și este conservat în cadrul Rilanz Papirii de la Biblioteca Universității John Rilanz din Manchester, Marea Britanie. O simplă bucată de papirus care conține câteva cuvinte din Ioan. Se presupune că datează din anul 125, dar acest lucru se bazează strict pe analiza scrisului de mână și nu pe datarea cu carbon sau alte tehnici fizice. Cel mai vechi fragment din Matei P104, care conține doar câteva cuvinte, datează din anul 175. Cel mai vechi fragment din Luca, P75, datează din jurul anului 200. Putem vedea că nu avem acces la niciuna dintre evangheliile originale, deci niciuna, și că toate au suferit modificări necunoscute timp de decenii sau secole sau mii de ani. Intră Josephus. Datarea Evangheliilor reprezintă un fel de problemă cronologică internă, dar există și una externă. Aceasta se referă la problema dovezilor de coroborare din afara sferii bisericii. Mai sus, am arătat că pentru aproape întregul secol I, tot ceea ce avem sunt scrisorile lui Pavel și cele patru Evanghelii. Și din moment ce aceste documente sunt chiar cele în cauză, ele nu pot servi drept propria lor confirmare. Avem nevoie de ceva independent și asta nu avem. Dar apoi apare Josephus. Născut în jurul anului 37, el a devenit un membru erudit al elitei iudaice și cu toate aceste elite a fost membru al rezistenței împotriva Romei. A luptat în primul război iudeo-roman și a fost capturat în anul 67. Împăratul Vespasian a decis să-l elibereze în 69 pentru a servi ca sclav și traducător de nivel înalt, în schimbul unei libertăți modeste. Josephus a trecut de bunăvoie de partea romanilor, schimbându-și numele în Flavius Josephus. În timp a scris două cărți importante, Războiul evreiesc, circa 75, și Antichitățile evreilor, circa 93. Prima a relatat povestea primului război evreiesc, iar cea de-a doua a oferit o istorie a poporului evreu. Ca evreu de elită educat, care trăia în Palestina, imediat după răstignire, Josephus era perfect situat pentru a comenta despre Isus. El ar fi cunoscut toate poveștile și legendele pe din afară și pe dinăuntru. Ca scriitor, cu siguranță ar fi consemnat aceste evenimente în cărțile sale. Deci ce a scris Josephus? Prima sa carte, Războiul evresc, nu conține nimic despre Isus sau despre creștini. Este adevărat că subiectul era războiul și nu religia, dar chiar și așa ar fi fost dificil să evite menționarea dacă ar fi auzit vreodată despre Isus. Cea mai rezonabilă concluzie este că începând cu anul 75 nu auzise nimic. Vidul său asupra creștinismului este inexplicabil dacă povestea lui Isus este adevărată, dar este exact cum era de așteptat dacă mișcarea creștină timpurie acum posterior lui Pavel abia începuse. La 93 de ani însă lucrurile se schimbă. Acum, pentru prima dată în istorie, găsim o confirmare independentă, necreștină, a unei mișcări creștine care există cu adevărat. În Antichități, Josephus scrie un paragraf și apoi o propoziție suplimentară despre creștini. Iată primul pasaj cunoscut sub numele de Testimonium Flavium. Pe vremea aceea trăia Isus, un om înțelept, dacă se poate spune că era un om, căci era unul care săvârșea fapte surprinzătoare și era un învățător al unor oameni care acceptă
cu plăcere adevărul. El a cucerit pe mulți iudei și pe mulți dintre greci. El a fost Hristosul. Și când la acuzația principalilor dintre noi, Pilat l-a condamnat la cruce, cei care ajunseseră mai întâi să îl iubească nu au încetat. El li s-a alăturat petrecând a treia zi restaurat la viață, căci profeții lui Dumnezeu povestiseră aceste lucruri și 1000 de alte minuni despre el, iar tribul creștinilor numit astfel după el nu a dispărut nici până în ziua de azi. Un pasaj fascinant cu siguranță. Aici avem toate elementele de bază ale poveștii creștine pe scurt. Și totuși, chiar și aici există probleme. Aproape nimeni nu acceptă că acest pasaj a fost scris inițial de Josephus. Mai degrabă, analiștii literari au stabilit că au fost adăugate sau modificate cuvinte la o dată ulterioară. Dar experții nu pot fi de acord asupra ceea ce a fost schimbat, când și de către cine. El era Hristos, pare o interpolare, inserție evidentă, dar este foarte probabil să fi avut loc și alte modificări. Din nefericire, la fel ca majoritatea documentelor antice, nu avem niciun original, ci doar copii ale unor copii de la date mult mai târzii. În acest caz, cea mai veche copie a acestui pasaj critic provine de la apologistul creștin Eusebiu, aproximativ din anul 324. Putem doar să ne imaginăm ce s-a schimbat în cei 230 de ani care au trecut între timp. Dar oricum, o copie poate să fie total diferită de original. Deci nu există niciun adevăr în copii. Al doilea pasaj al lui Josephus include această replică. Deci al doilea pasaj din copie la copie la copie. Albinus a adunat sinedriul judecătorilor și l-a adus în fața lor pe fratele lui Iisus, care se numea Hristos, a cărui nume era Iacov și alții. Dar nimic mai mult aici despre Iisus. Referirea la un frate Iacov este în concordanță cu scrisoarea lui Paul către Galateni. Dar nu am văzut pe niciunul dintre ceilalți apostoli afară de Iacov, fratele Domnului. Nu voi dezbate aici autenticitatea acestor pasaje, din copie la copie la copie. Deci este firesc ca prima copie să poată să fie falsificată fără probleme, pentru că nu știi originalul cum este. Pentru scopurile mele nu prea contează. Nu este deloc surprinzător faptul că în anii 90 după Hristos a fi existat o mișcare creștină vizibilă, dar după toate datele, aceasta era mică și nesemnificativă. Pe baza spațiului redus pe care Josephus îl acordă subiectului, presupunând că cel puțin unele dintre aceste cuvinte sunt chiar ale lui, există o șansă destul de mare ca niciuna dintre ele să nu fie autentică. Pentru că sunt copii la copii la copii. Deci prima copie poate să fie total falsă. Desigur, nu dovedește că vreunul dintre lucrările relatate s-a întâmplat cu adevărat. Tot ce arată este că cineva a vrut să arate că s-a întâmplat. Perspectiva romană. Josephus este important pentru că el este primul necreștin care confirmă că a existat mișcarea creștină, cel puțin până la sfârșitul secolului I după Hristos. Dar cum rămâne cu romanii? Am observat deja că Ponțiu Pilat nu a scris nimic despre Iisus și niciun alt comentator roman timpuriu nu a scris nimic despre el. Totuși, în cele din urmă, romanii au menționat noua religie, inclusiv trei scriitori importanți, Tacitus, Pliniu cel Tânăr și Suetoniu. Toți trei au comentat pe scurt despre creștini cam în același timp. Tacitus s-a născut în anul 58 într-o familie aristocratică. Între anii 98 și 105 după Hristos a scris 4 cărți, printre care și lucrarea de mare importanță istorie. Din întâmplare, niciuna dintre ele nu mai menționează pe Iisus sau pe creștini. Dar ultima sa lucrare, Analele, care datează din jurul anului 115 după Hristos, include 2 propoziții despre el. În secțiunea 44 din cartea 15 citim următoarele. În consecință, pentru a scăpa de raport, Nero a stabilit vina și a aplicat cele mai rafinate torturi unei clase urâte pentru abominațiile lor și numite de popor creștin.
Hristos, de la care își trag originea și numele, a suferit pedapsa extremă în timpul domniei lui Tiberius, din mâinile unuia dintre procurorii noștri, Pontius Pilatus, și o superstiție extrem de perfidă, astfel înfrântă pentru moment, a izbunit din nou nu numai în Iudeea, prima sursă a răului, ci chiar și la Roma, unde toate lucrurile hidoase și rușinoase din orice parte a lumii își găsesc centru și devin populare. Se pare că Nero era nerăbdător să dea vina pe cineva pentru marele incendiu roman din anul 64 după Hristos. Se pare că a dat vina pe un grup detestat, creștinii, niște superstițioși foarte răutăcioși. Pasajul este probabil autentic, dar este totuși ciudat, deoarece nu avem nicio altă referire la creștini în Roma pe vremea lui Nero sau la faptul că Nero i-a învinovățit de ceva. Poate că Tacitus consemnează ceea ce a auzit sau a citit în altă parte și nu a putut să confirme el însuși. Dar acest lucru nu este relevant aici. Ceea ce contează este faptul uluitor că a fost nevoie de anul 115-80, de ani de la răstignire, aproape 120 de ani de la nașterea miraculoasă, pentru ca primul roman să îi documenteze pe creștini. Și chiar și atunci el le acordă doar două propoziții. O a doua referință romană și a treia creștină provine de la Pliniu cel Tânăr. Ca și Tacitus, Pliniu era un aristocrat educat și foarte alfabetizat. Până în anul 120, în jurul vârstei de 50 de ani, el și-a asumat funcția de guvernator imperial al unei provincii din nordul Turcii de astăzi. Într-o scrisoare adresată împăratului Traian, în aproximativ aceeași perioadă cu analele lui Tacitus, el scrie o critică extinsă a mișcării creștine. Pe parcursul a aproximativ 5 paragrafe, Pliniu explică nevoia sa de a-i reprima pe creștini, inclusiv prin executarea necetățenilor și trimiterea cetățenilor la Roma pentru a fi pedepsiți. Creștinismul este descris ca fiind o superstiție excesivă lipsită de rațiune, iar Pliniu este îngrijorat de faptul că contagiunea acestei superstiții se răspândește. Dar cu toate acestea, el crede că este posibil să o controlăm și să o vindecăm. Pasajul integral este reprodus în anexa C. Lăsând la o parte sugestiile lui Pliniu, ceea ce găsim aici este o relatare fascinantă a unei religii noi în creștere, dar problematice. Romanii erau în general toleranți față de alte religii și, prin urmare, trebuie să concluzionăm că acest grup avea ceva deosebit de problematic. Este posibil să fi fost originile lor evreiești sau faptul că întruchipau valori deosebit de respingătoare. Ne lipsesc aici detaliile pentru a determina cauza dușmăniei. Cea de-a treia mențiune, care constă în doar două fraze izolate în cartea sa, Cei 12 Cezari, este cea a scriitorului și funcționarului public Suetoniu, pe care l-a menționat întreagăt într-o notă din capitolul 2. Prima propoziție este următoarea: pentru că evreii din Roma provocau tulburări continue la instigarea lui Crestus, el, Claudius, i-a expulzat din oraș. Numele Crestus a fost sursa multor speculații de-a lungul secolelor. A fost o greșeală de ortografie a lui Crist, așa cum se presupune în mod obișnuit, sau o persoană complet diferită și necunoscută. A doua frază apare mai târziu, în capitolul despre Nero, și amintește sau îl copiază pe Tacitus. Pedepsele au fost aplicate și creștinilor în timpul domniei lui Nero, o sectă care profesa o credință religioasă nouă și răutăcioasă. Ne întrebăm care era mai exact credința nouă și răutăcioasă a creștinilor. În orice caz, punctele comune ale celor trei comentarii sunt: primii creștini erau evrei, erau superstițioși, erau scandalagii și trebuiau pedepsiți. Pare clar că primii creștini nu erau simpli apostoli ai iubirii. Altceva se întâmpla cu acest grup pe care romanii îl găseau cu adevărat galant și, într-adevăr, un fel de amenințare la adresa ordinii sociale sau morale. Din nou, ar putea fi utilă prezentarea unei cronologii simple a acestor evenimente. A se vedea figura 5 de mai jos. Vedem aici grafic cât de îndepărtat
date sunt sursele de colaborare. Singura mențiune doenică din Josephus în 93 și citatele romane din 115 și 120. Subliniez faptul că acestea sunt singurele surse independente și, prin urmare, imparțiale pe care le avem. Înainte de anul 120, pentru a confirma chiar și numai existența unei mișcări creștine sau unei persoane imaginare numite Iisus. Mormântul Talpiot. O descoperire arheologică interesantă a fost făcută în anul 1980 în cartierul Talpiot din Ierusalim. A fost descoperit un mormânt sigilat aproximativ de mărimea unui sicriu modern obișnuit, iar în interior au fost găsite 10 osoare, cutii mici, care conțineau oase umane. 6 dintre osoare aveau inscripții abia lizibile, dar totuși intrigante. Una dintre ele părea să spună Yeshua Bar Yehosef. Yeshua, Iisus, fiul lui Iosif. Dar, bineînțeles, erau mulți cu numele Iisus și Iosif pe atunci, așa că doar acest lucru nu dovedește nimic. Dar în mormânt au mai fost găsite alte 5 nume, printre care Iașeh, Iosif, Mariamene, Mara, Miriam, Doamna, Yehuda par Yeshua, Iudah, fiul lui Iisus, Maria, și Matia, Matei. Acestea sunt destul de uimitoare, ele sugerează că poate avem oasele lui Iisus și ale mamei sale, Maria. Mai mult decât atât, implică faptul că Iisus a avut un fiu, Iuda, care altfel este total necunoscut de istorie. Și dacă Iisus a avut un fiu, atunci a avut o parteneră sau chiar o soție, care ar putea fi foarte bine și Mariame, pe care unii au identificat-o cu Maria Magdalena din Biblie. Prin urmare, există o șansă să avem niște rămășițe fizice, nu numai ale lui Iisus, ci și ale mai multor membri cheie din familia sa, inclusiv ale Fecioarei Maria și ale propriului fiu al lui Iisus, necunoscut până acum. Este o descoperire remarcabilă, fără îndoială. Toată această poveste este bine documentată de James Tabor și Simca Iacob Bovici, în cartea lor din 2012, The Jesus Discovery. Ca o dovadă în plus, în sprijinul faptului că acesta este adevăratul Iisus din Nazaret, autorii notează că Joses este o poreclă rară pentru Iosif și a fost rar întâlnită în lumea antică și totuși citim în Marcu că unul dintre frații lui Iisus se numea de fapt Iosif. Și apoi avem Mariame Mara. Forma normală veche a lui Maria este Mariame. Adăugarea lui Ne este extrem de neobișnuită și se pare că reprezintă un termen de afecțiune sau afecțiune specială. Varianta Mariamene este foarte rară în literatura creștină antică, dar apare de două ori în Hippolytus și în Faptele lui Filip, ambele în mod remarcabil, referindu-se în mod explicit la Maria Magdalena, iar Mara este conform autorilor un titlu onorific, ceva de genul Lord sau, în acest caz, Lady sau poate Dam. Ce trebuie să înțelegem din toate acestea? Potențial este cea mai mare descoperire arheologică de până acum, dar fără să ne surprindă, ortodoxia creștină este neimpresionată. Aceștia se opun aproape în mod uniform tezei mormântului Iisus. Tabor și Iacobovici discută 5 obiecții comune ale foștilor experți. Numele sunt comune și, prin urmare, nu au nimic excepțional. Adevăratul Iisus nu a avut soție sau copii. Iisus era prea sărac pentru a-și permite un osoar și un mormânt de familie. Iisus ar fi fost îngropat în Nazaret, nu în Ierusalim. Și Iisus a înviat trupește și, prin urmare, nu poate fi lăsat rămășițe fizice, cum ar fi oase. Răspunsurile lor, pe scurt, numele individuale sunt destul de comune, dar această combinație particulară care se potrivește atât de bine cu Noul Testament este extrem de improbabilă. Pavel și scriitorii Evangheliei fie nu știau despre soție și copil, fie mai probabil știau, dar au ascuns faptele. Cu alte cuvinte, mai multă minciună. Un susținător bogat, probabil Iosif din Arimatea, a asigurat
mormântul. Legea iudaică interzicea transportarea cadavrelor, așa că majoritatea evreilor erau îngropați acolo unde muriseră. Și învierea a fost spirituală, nu fizică. Important este că toate acestea le permit autorilor să mențină un fel de compatibilitate cu creștinismul tradițional. Ei nu încearcă să răstoarne viziunea ortodoxă și nu indică niciun farsor sau mincinos. Mai precis, toată această relatare se potrivește perfect cu teza mea despre farsă. După părerea mea, Iisus, ca rabin muritor obișnuit, ar fi trebuit să aibă o soție și un copil până la vârsta de 33 de ani. Dar dacă Pavel și prietenii au decis că îl vor prezenta ca pe un salvator divin celibatar, atât pentru a-i demonstra puritatea, cât și mai ales pentru a servi drept model pentru adepții săi de la neamuri. Așa cum am elaborat în capitolul 6, atunci cu siguranță nu au vrut să recunoască o soție sau un copil al lui Iisus. Și din moment ce în mare parte inventau lucrurile pe parcurs, nu era nicio problemă să șteargă pe un copil sau să relegheze un partener feminin precum Maria Magdalena la un rol auxiliar. Cel mai important, simplu fapt că avem aparent oasele lui Iisus arată că acestea nu a fost înviat fizic, ci că a murit și a fost îngropat ca toți ceilalți evrei din acea vreme. Acest lucru este exact așa cum am propus eu și nimic din ceea ce este scris pe osoare nu sugerează că ar fi fost un om miraculos, Fiul lui Dumnezeu sau ceva de genul acesta, exact așa cum am propus eu. Bineînțeles, nu știm dacă acesta este de fapt adevăratul soare al lui Iisus și se pare că nu există prea mult apetit pentru a afla. În mod firesc, deoarece toate părțile au puține motive pentru a supra-arunca povestea de tradițională și astăzi se arate că degetul cu degetul niște scroci precum Pavel și scriitorii Evangheliei. Întrebarea însă rămâne deschisă, dar este izbitor faptul că toate dovezile arheologice care au ieșit la iveală până acum tind să susțină ceva de genul teoriei păcălelii lui Iisus. Marea minciună, Iisus, mai degrabă decât o poveste cu omul minune, Fiul lui Dumnezeu. În acest capitol sper să fie arătat că lipsa totală a dovezilor așteptate este condamnabilă pentru Iisus biblic, iar dovezile pe care le avem sunt la fel de condamnabile în felul lor. Așa cum stau lucrurile, nu este nimic de spus în favoarea părții creștine a poveștii. Este o propunere pierdută. Prin urmare, singura concluzie rezonabilă este că povestea tradițională a lui Iisus trebuie să fie falsă. Și totuși ceva s-a întâmplat. Știm cu certitudine că în mijlocul anilor 90 sau cel târziu la începutul anilor 10, creștinii s-au făcut remarcați și au provocat probleme Imperiului. Suntem destul de siguri că Pavel a trăit și a scris între mijlocul anilor 30 și sfârșitul anilor 60, iar Evangheliile au apărut pentru prima dată între anii 70 și 95. Problema pe care o avem acum în față este de a reconstitui detaliile referitoare la ceea ce s-a întâmplat de fapt. Dar mai avem încă ceva de lucru pregătitor de făcut. Știm că primii creștini au fost cu toți evrei, de la Iisus și Maria până la apostoli și scriitorii de Evanghelii. Știm că evreii erau sub presiunea Romei încă de la începutul ocupației, în anul 63 înainte Hristos. Ceea ce nu am analizat încă este motivul pentru care evreii erau atât de ostili Romei. Profunzimea urilor și măsura până la care unii dintre ei cel puțin erau dispuși să meargă pentru a-i alunga pe romani. Atitudinile evreilor față de ceilalți și atitudinile celorlalți față de ei trebuie să fie clarificate. Pentru a înțelege mai bine mediul în care Pavel și banda sa de adepți au putut construi o farsă atât de monumentală despre Iisus. Continuăm un alt capitol din Iisus Hoax, Marea minciună cu Iisus, păcăleala cu Iisus, sau cum cabala Sfântului Pavel a păcălit lumea timp de 2000 de ani. Ediția a doua extinsă. Autorul este Dr. David Scribina, profesor universitar în Statele Unite. Continuăm puțin cu capitolul precedent și după care intrăm în capitolul următor, care se numește De ce povestea lui Iisus este falsă. Așa. Pentru a încheia capitolul precedent, Pavel apare acum ca un fanatic religios
și un naționalist evreu înflăcărat, inițial dispus să recurgă la violență și chiar să-i ucidă pe primii creștini evrei. După convertirea sa miraculoasă din anul 32-33 după Hristos, atenția sa se îndreaptă către mase neevrei, în timp ce încearcă să promulge noua sa teologie. Dar dacă Pavel a fost la un moment dat un zelot sau chiar simpatizant al acestei mișcări, înseamnă că se opunea cu tărie dominației romane, ca aproape toți evreii de elită, și era dispus să facă orice, chiar să comită și mai multe crime pentru a le submina puterea. Acest lucru cu siguranță nu s-a schimbat nici măcar după convertirea sa. Pavel nu știa nimic despre cele patru evanghelii, deoarece acestea nu existau în timpul vieții sale. Scriitorii evanghelilor înșiși erau cu toții evrei, așa cum probabil au fost și autorii anonimi ai restului Noului Testament. Marile evanghelii ca documente au fost scrise probabil între anii 70 Marcu și mijlocul anilor 90 Ioan. Având în vedere acest context faptic, putem examina acum cu precizie de ce povestea tradițională a lui Iisus nu este adevărată. Atunci vom fi cu un pas mai aproape de argumentul meu central, și anume că din moment ce povestea biblică a lui Iisus este falsă, aceasta a fost construită în mod evident de Pavel și de colegii săi evrei pentru a convinge masele credule de neevrei să treacă de partea lor și să se îndepărteze de Roma, din Imperiul Roman. Deci, semnificația Noului Testament este politică. De ce povestea lui Iisus este falsă? Biblia face o serie de afirmații obișnuite și extraordinare cu privire la Iisus. Cele mai dramatice dintre acestea se califică drept miracole. O stea a apărut pe cer și a condus pe oameni la locul nașterii sale. S-a născut dintr-o fecioară, a mers pe apă, a hrănit mii de oameni cu câțiva pești, a vindecat aproximativ 2 duzini de oameni, a înviat cel puțin 3 oameni din morți și el însuși a înviat în trup. Astfel de evenimente sunt baza principală pentru a crede că a fost un om divin, un fiu al lui Dumnezeu, chiar un zeu însuși. Ele sunt justificarea supremă pentru a-L accepta pe Iisus ca salvator al nostru și, prin urmare, demn de o nouă religie. Fără ele, el a fost doar un alt învățător spiritual, unul printre alte mii. Afirmațiile extraordinare necesită o justificare extraordinară. La un minim de efort, ele necesită o anumită justificare sau ele necesită orice justificare. În cazul lui Iisus, din păcate, nu avem nicio justificare. Cu alte cuvinte, nu avem nicio dovadă că ar fi avut loc ceva asemănător acestor miracole, cu atât mai puțin de către un Iisus din Nazaret. De fapt, nu avem nicio dovadă că un Iisus istoric a existat, măcar, până la 10 ani după moartea sa. Nu avem cadavre, morminte, rămășițe fizice, scrisori, gravuri și mărturii. Nimic care să conteze ca dovadă. Nu avem nicio dovadă. Deci, repetăm, nu avem nicio dovadă. În cartea Niciun Mesia Blând, a lui Michael Paulkovici, autorul documentează faptul că nu s-au găsit la 260 de cronicari din timpul acela și din secolul I nicio mărturie despre existența lui Iisus. Nimic. Am întrebat și ChatGPT-ul și el a spus că numai biserica spune că a existat, dar oamenii de știință, oamenii de cultură, profesori universitari și istorici afirmă că nu au nicio dovadă că a existat. Mai mult, nu se cunoaște nimic despre autorii scripturilor, nicio bibliografie, nicio existență. Și nu se poate să construiești o religie pe nimic, pe absolut nimic, pe nicio dovadă. În plus, avem date documentate pentru diferite scrieri ale lui Pavel, ale evanghelilor și ale altora care au comentat despre creștini. Dar acestea aduc mari probleme pentru punctul de vedere obișnuit, recunoscut oficial de către biserică. În niciun caz aceste date nu se aliniază cu ceea ce ne-am aștepta pentru apariția lui Dumnezeu întrupat.
Ele nu sunt doar derutante, ele sugerează cu tărie că există erori drastice în descrierea evenimentelor. Așadar, avem două categorii majore de probleme. 1. Le voi numi problema dovezilor și 2. Problema cronologiei. Deci nu există dovezi și calendarul este dat peste cap. Prima ia în considerare ceea ce nu avem, iar a doua ceea ce avem. Permiteți-mi să examinez fiecare dintre aceste probleme pe rând. În mod surprinzător, este posibil ca cercetătorii să fi găsit, de fapt, cel puțin o parte din rămășițele trupești ale lui Isus și ale mamei sale, Maria, a se vedea discuția de mai jos despre mormântul de la Talpiot.